Salutare YouTube, sunt Cristi și astăzi am cu cel de-al doilea episod din seria noastră de Hexit. Dacă vă place această serie și vreți să vedeți mai multe episoade în continuare, nu uitați să apăsați butonul de like, bun. Am încercat să fac câte ceva, adică să bag Lucky Block și n-a mers, așa că o să rămânem cu seria așa cum e ea. No, bun, înainte de toate vreau să iau niște lemne. Ok, mă scuzați, n-a avut niciun rost să omor aia decât că îmi place cum țipă. Nu, bun, aș avea nevoie de niște... ce? Stai. Am avut eu cumva lag sau... What? Ok. Nu știu dacă am avut eu lag la creier sau un joc, dar da. Undeva clar am avut ceva. Ah, Doamne, cât de mult urăsc eu noaptea. De acum că stau și mă gândesc că era o idee bună să fie așteptat până venea ziua. Bun, așa. Ups. Telefonul meu. Ok, avem în partea corabie și cred că mă duc până la ea. Adică, ne, oricum, n-am altceva mai bun de făcut. Corabia nu o să-mi dea prea multe resurse, dar da. Stai, ce e acolo? Gata, acum am realizat ce e acolo. Bun. Hai să vedem. Trebuie să... Am niște de-astea. Hai că iau și pun cobblestone-ul. Ups. O să bag aici pâinica. Mamă, cum țipă ăsta. Ioi, Damn Sky, is that you? Nimba, dar chiar ce mai face Damn Sky, n-am mai auzit de el de... Deci n-am mai vorbit cu el de, cred că, nu știu, 2-3 luni, nu mai știu când am mai vorbit. Ok, a fost un singur chest. N-a fost tocmai worth, dar mă rog. Așa. Bun, hai să plecăm. Văd în partea încă o corabie. Și uite aici, am putea să luăm de aici niște lână. Văd în partea încă o corabie. Ok, în partea văd un turn din ăla, avem 3 bucăți de lână. Ok, să mă duc la corabie. Da, cred că mă duc la corabie aia prima dată. Și după aia mă duc pe uscat și după aia mă duc înapoi de unde am plecat. Ce v-am spune că... Aș putea să încerc să fac un... un backpack, un rucsac din acela, că cred că am piele și după aia să îmi vadă treabă. Da, adică nu cred că mai stau acolo, o să aștept eventual, nu știu, să mai crească puțin chestiuțele alea și le-au și am plecat. Chestiuțele alea, adică... Știți la ce mă refer? Și eu știu la ce mă refer, dar nu-mi vine acum în minte. Uitu și cartofi și eventual și morcovi. Așa. Gata, mort. Partea asta nu-i nimic. Oh, bun, hai că n-a fost cel mai rău lucru să vin aici. Ok, văd că în partea aia e corabia. Să văd acum să mă gândesc. Nu prea mai am sabie foarte bună, deci trebuie să, adică nu că nu prea mai am sabie foarte bună. Sabia mea e făcută cam praf, deci trebuie să-mi gestionez loviturile pe care le mai dau cu grijă. Cu atenție. Oricum, mă duc să văd ce e cu chestiuța aia care crescuse, care era spawnată pe mal, pe care o vedeam de la cealaltă corabie și după aceea... văd eu. Hmm.
Bun. Așa. Știi momentul ăla când stai așa, nu știu cum să zic, când nu poți să mergi mai repede și stai așa într-o parte și încerci să te odihnești în timp ce stai la calculator pentru că știi că urmează o zi în care o să filmezi mult pentru, și că după aia o să urmeze niște zile în care nu o să mai stai chiar așa de mult la calculator. A, da, chiar, am uitat să vă zic. Vedeți că aceste clipuri o să aibă jur de 15 minute și o să încerc să pun câte unul pe zi. Asta o fac acum, ce am decis să fac asta, să filmez mai mult și să postez așa ce am filmat în timp, pentru că, na, ați văzut și voi că am avut chiar și săptămâni de inactivitate. Opa! Oi! Ioi! Wow! Bă! Râdeți, voi râdeți, dar eu am o idee. Ups, nu asta. Bun, știi acum asta. Oh! Ah, n-a mers. Doar atât? Serios, doar atât? What the fuck, mate? Frate, nici nu s-a meritat măcar. Ok. Au. Au, bă. Ce poiză mi-a ajut infectul, mă. Ok. Bun. Mi-aminteam că era altfel chestia asta. Bine, bănesc că am încurcat-o. Văd ceva construcție în copac, ce în partea aia. Asta chiar vreau să văd ce e. A, dar chiar... a, cred că știu ce. De fapt, nu-mi dau seama. Se pare ciudat. Și am încercat să instalez una dintre versiunile mai noi din Hexic, bineînțeles că nu mergeau. Lol. Wow, ok. Da, știu ce. Știu eu ce e. E căcat, bradă. Poți să ia foc dacă... deschizi chest-ul. Stai așa. Haide. Mama ei. No. Nu așa trebuia să fie. Stai. Bun, am spart asta și acum... ce, mai încercăm o dată. Gata. Teoretic, dar acum am scăpat și ar trebui să fie totul capa. Da, știi cum e, doar teoretic. N-am și o torță. Nu, dar pot să craftez. Bun. Așa. A, genial. Ah! Bun. Hai că mi-a ieșit. Pentru atât, frate. Ah. Măcar se sparge copacul, deși nu cred că ar trebui să se spargă așa. Nu. Mă așteptam. De fapt, era chiar ilogic să se spargă, dar mă rog. Ok, uite niște iron. Și spera să găsesc niște coal, dar e bun și iron, nu? În momentul de față mă plimb așa random, n-am niciun scop. Oricum e bine că o să-mi pot face o armură de iron și după aia mă duc la treaba mea și pot să văd ce am de făcut. Mă, cât gol mai am? Mai am 10 bucăți. Nu e prea bine, dar am o idee. Aș putea din bucățile astea de coal să mai fac niște charcoal și eventual, na, cam așa o să fie la început. Că acum nu contează, nu e mare diferență. Atât că trebuie să găsesc ceva copac mai mare să-l tai pe care să-l prăjesc, că n-am de gând eu să stau să prăjesc, nu, să tai atâția copaci degeaba. Bun, pornim asta. Văd că în partea asta sunt copaci mari, așa de la fel de bine aș putea să mă duc până acolo. Oricum n-am ce face mai bun. Mă rog, așa avea, dar
De fapt, știi ce, dau încolo de treabă. Parcă prea stau degeaba. Așa. Hai să vedem. În partea asta nimic. Aici era. Acum putem să ne facem și un pat. Am dat corect, aș uita că aveam mâncarea asta. Ok, asta și acum să-mi amintesc cum se făcea. Back, back. Asta știu că se făcea așa, din bound leather. Aoleu, o groază de string. Deși mi-ar fi plăcut să am unul ăsta, da, mă rog. Am și eu ceva să colorez? Nu prea am. Da, obținem. Sau dacă aveam, n-am observat. My bad. Uite, luăm pe ăsta, care o să fie, cred că, gri. Ăsta... White. Ia stai, cică, white bone. Ok, știu că nu o să meargă, dar parcă știi, sunt tentat. Știam că nu o să meargă. V-am zis că știu că nu o să meargă. Mă, ce tomni iartă, mă, se aude muzica asta așa de tare. Gata. Bun, acum să vedem. Bun, avem un ăsta alb în care să punem căcaturi. Bun, am practic un inventar și mai am încă un inventar aici. Mă, de fapt, la fel de bine aș putea să las lucrurile pe care știu că nu să le mai folosesc. Adică, spre exemplu, ce o să fac? De fapt, ce asta e? Am vreun os? N-am niciun os. Aici așa vei oase. Nu e ca și cum mi-ar folosi sau ceva. Că făceam de ăla și prăjeam, puneam să prăjim imediat. Ok, uite cum facem. O să las aici lucrurile care sunt useless, adică astea momentan. Scrap meat, small heart, asta. Chiar nu știu, astea bănuiesc o să le las, n-am ce face cu asta. Nici cu astea nu cred că am ce face, asta e deja dusă, deci din nou n-am ce face cu ea. Pe asta o să-l pun la păstrat aici. Și pe ăsta, deși cred că n-am nevoie. Și acum să vedem, arunc ăsta, că n-am ce face cu el, asta... Asta o mai păstrez. De fapt, nici nu știu ce mai de ce le-aș mai ține pastea. Cred că așa ar trebui să păstrez. Așa, asta și asta le arunc și cam asta ar fi. Da, cred că asta e tot. Bun, și acum pastea le păstrăm acolo și astea sunt cum ar veni lucrurile mai de bază pe care o să le țin la mine. Și hai să plecăm. De fapt, stai, craftez un pat. Că o să am nevoie. Așa. Și avem un pat, un pătuc. Încă o dată trebuie să merg în partea aia. De fapt, stați. Așa. Spargem astea și aia. Mai avea vreo de-asta, vreo căsuță. Nu știu. Aia am asta în statiu, deci n-are. A, da, chiar hai să iau și eu chestiile care s-au făcut măcar. Nu mai stau eu să le iau pe toate. De fapt, de ce nu? Le aleg încolo. Că după o să mă aleg, o să mă aleg cu multe chestii useless. Și nu e de altă, dar mod pe costa... O să ne dea o groază de chestii useless în timp. Așa că nu-mi fac mari griji. De fapt, ăștia iau pe toți, că... orice... chestie de-asta îți dă un cartof. Ups. Așa. Și așa. Hai să ne culcăm.
Dar bine că ești prea departe să te poți culca. Bun. Iolo. Și cu morcovii la fel ca și cu cartofii luăm pe toți. Nu știu ce mai luat, da, mă rog. No, bun. Hai să ne uităm pe partea asta să vedem așa rapid. Dacă e ceva care să fie meritat de luat, deși nu cred că mai e. Nu, no, asta nu. Nu, no, nu mai stau să mai culeg de acolo. Atât cred. Hai să vedem de drum. Nu, no, un gold acum. Pe aici. Ok, văd ceva. Chiar că pe acolo n-am fost. Nu, am fost în partea opusă noi. Nu știu ce să zic. Eu nu văd de treaba mea. Ah, ok. Am ceva flori pe aici, aș putea să mai fac un backpack să am două. Și da, chiar nu puteam să numesc cumva backpack-ul? Nu știu ce am făcut asta. Știi ceva? Da, lasă, și nu-și mai contează până la urmă. Cum s-o numi, s-o numi. Până la urmă o să-l ții minte după culori. Deci, pe ăsta lui vă trebuie să pun niște chestii, nu știu. În momentul de față nu cred că trebuie să-mi bat capul cu astea cum le aranjez, nu? Adică nu mă gândesc că, oh, nu, hai să nu pun astea, că ăsta e rucsacul cu mâncare, nu pot să pun minereuri, eu, doamne, trebuia să-i făcut o sabie. Lasă așa. No, bun. Ceva îmi spune că se apropie niște chestii interesante. Ce copacul ăsta? Uitați, un copac exotic. Mă rog. Și putea la chestiile astea, dar nu o să fac. Oh, uite chestia cu copacii. Da. Nu, bă, știi ceva? Hai că închei și eu și aici acest și al... Adică o să închei aici și acest episod. Până data viitoare, eu am fost Cristi. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, comment și subscribe. Și până data viitoare, bye bye!